doamna cu centru biologic și arată mai bine. Și pentru asta, mai întâi, o să vă spun trei informații despre telomere. 1. Ce legătură au ei cu longevitatea? 2. Ce anume îi afectează? Și 3. Cum putem să ne îngrijim de telomere, unde să arătăm mai bine? Îmbătrânirea apare la nivelul celulelor. Și asta nu asta. Și anume, s-a constatat că între bolile degenerative, cum ar fi diabetul, încloare, bolile cardiovasculare, demența, cancerul și, de asemenea, morțile premature și îmbătrânirea precoce, legătura principală este cu scurtarea telomerilor. Telomerii sunt niște porțiuni ale cromozomilor. Ați auzit de cromozom? Da. Ei sunt capetele cromozomilor. Și ca să înțelegeți mai bine, o să ne arăt aici. Cam așa arată cromozomul. Aici este și vetul. Aici este centrozom. Astea sunt brațele cromozomilor care pot să fie mai scurte, mai lungi, simetrice sau asimetrice. Și în capăt, telomer. Deci care seamănă exact porțiunea învelită în plastic, din capătul și vetul. Chestia este că dacă telomerii se scurtează și vârsta noastră este mai înaintată. În fiecare celulă umană se află 23 de perechi de cromozomi. În fiecare cromozom se află câte una, două molecule de ADN, iar în ADN se află genele. Genele sunt un fel de pachete de programe care dețin informații și instrucțiuni precise care vor determina creșterea și evoluția noastră, dezvoltarea organismului. Genele determină caracteristicile noastre. De la culoarea ochilor, culoarea părului, până la lucruri de sânge, grupa de sânge, până la durata de viață. Fiecare celulă, pe parcursul vieții, se divide la un moment dat. Fiecare celulă se divide cam de 50 de ori la lucrul vieții. Doar că la fiecare diviziune celulară, telomerii se scurtează. Nu pare un lucru atât de important, având în vedere cât de multe este de ei. Și cu toate acestea, aici, în porțiunea aceasta scurtă, avem informații importante. Avem porțiuni de ADN și gene, care transmit informații despre sănătate și despre tinerețe. Prin urmare, cu cât pierdem mai mult din aceste informații, odată cu diviziunea celulară, atât organismul îmbătrânește mai repede. Bun. Să vedem ce anume afectează telomerii. Așa numiți factori gerontogeni sau de îmbătrânire. Unul dintre ei este foarte cunoscut. Îl știți cu toții factorul, nu? Și se numește fumul de țigară. Pentru că are aproximativ 4.000 de substanțe toxice care afectează telomerii. Un alt factor important sunt radiațiile ultraviolete. Și de asta ați auzit. De ce sunt importante pentru procesul de îmbătrânire? Pentru că aceste radiații pătrund în profunzimea pielii și afectează pielea. Și dacă pielea arată mai rău, e îmbătrânit. Al treilea factor sunt chimioterapicele. Pentru că ele sunt cele care distrug ADN-ul celulelor canceroase, dar nu numai al celulelor canceroase, ci și al celulelor sănătoase. Și al patrulea factor este reprezentat de obezitate. Pentru că între excesul de greutate și boli, cum sunt diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare, există o legătură importantă. Iar între indicele de masă corporală, deci creșterea indicelui de masă corporală și diametrul, circumferința abdominală și scurtarea telomerilor, există o legătură directă. Deci cu cât ești mai
Patenți de romerii tăi sunt manuscriți. Și pe lângă acești factori se mai adaugă stresul și emoțiile negative. Emoții negative pot să fie toate fricile, toate angoasele noastre și anxietatea extremă. S-a constatat că femeile care au frică de mulțime, pentru că pe femei s-a făcut studiu, frică de mulțime exagerată și frică exagerată de înălțime, sunt mai bătrâne, cu aproximativ 6 ani, și au telomeri mai scurți, corespondent duratei aceasta de 6 ani. Studiul s-a făcut la Boston, într-un spital, pe 5.000 de femei, cu vârsta între 42 și 69 de ani, cărora, pe lângă analizele care li s-au recoltat, li s-au dat și niște formulare, niște chestionare de completat, care explicau fobiile lor. Prin urmare, am aflat cele două lucruri. Unul, ce legătură au telomerii cu longevitatea. Doi, care sunt factorii care influențează și afectează telomerii și acum să vedem cum am putea să îmbunătățim situația lor. Păi, cel mai simplu lucru pe care l-am putea face este să asigurăm o nutriție celulară corectă și să asigurăm exerciții fizice ușoare și exercițiile dure, deci cele exagerate, au efect de îmbătrânire. Prin urmare, dacă vrei să rămâi tânăr, 15-20 minute pe zi, exerciții ușoare, iar în al treilea rând, să evităm toți factorii pe care i-am pomenit în acum. Și acum o să vă spun secretul despre care era vorba la început, și anume, care este lucrul cel mai simplu și cel mai înțelept pe care le putea face ca să dai ceasul biologic înapoi și să arăți mai bine. Acesta este luarea de vitamine. Consumul de vitamine. Pentru că un studiu făcut și comunicat tot pe femei și comunicat în American Journal Clinical Nutrition a arătat că femeile care consumă vitamine au telomeri mai lungi cu 5%, ceea ce se traduce în an cu 9,8 ani. Prin urmare, dacă iei vitamine, poți să fii mai tânăr sau aproape 10 ani. Și n-am să închei înainte de a vă mai sfătui că poate v-am convins cu discursul, aveți de gând să luați vitamine și dacă o faceți să luați vitamine de calitate de la un brand cunoscut, așa cum este și Calimuta, și de asemenea să luați vitamine de la Calimuta, pentru că este o firmă care garantează calitate. În încheiere, deci n-am să plec de aici până când nu am să mai dezvălui un secret, așa ca un bonus, mai există un studiu care a arătat legătura între statutul social, între câștigurile lunare și lungimea telomerilor. Prin urmare, dacă ești aici la Toastmasters, dacă ești în Calimita, să vrei să faci Calimita, înseamnă că dorești să-ți îmbunătățești statutul social, înseamnă că dacă faci acest lucru, poți să câștigi mai mult și înseamnă că poți contribui la un statut social și un câștig mai mare în fiecare zi. Vă mulțumesc, vă doresc să aveți grijă de telomeri și să fiți mai frumoși.